parcursul a 5 episoade, acum a venit momentul să ne oprim puțin și asupra Mirelui. Chiar dacă Mireasa este jumătatea care va atrage privirile invitaților în mod special la nuntă, nici Mirele nu trebuie neglijat. În ziua cea mare, amândoi trebuie să arate impecabil, așadar, frumoasa rochie de Mireasa pe care deja am ales-o, trebuie completată de un costum potrivit. Pentru viitorii noștri miri. Nu am neapărat o recomandare anume. Țin cont în primul rând de ideile pe care le au, care îmi vin, țin cont de tematica pe care și-au ales-o. Complet nepregătiți cu temele nefăcute de acasă, pornesc tot timpul de la ideea clasică de black tie, ceea ce presupune un smoking negru. Pe lângă tematică sau ideile voastre personale legate de ziua cea mare, cel mai important este să acorde o mare atenție culorilor. Câteva alegeri potrivite ar putea fi următoarele. Poate albastru în chestie blămare, poate pentru cei curajoși, mai departe și paleta de culori, verde, burgund, marsala, culoarea anului, pentru că toată lumea e nebunită de marsala. Materialul costumului este un criteriu care nu trebuie neglijat, de aceea trebuie neapărat să avem stabilită data și locația anunții înainte să pornim spre magazine pentru achiziționarea costumului. Care trebuie să le respecte orice bărbat pentru a avea o alegere corectă, le vei afla direct în magazin, fie de la noi, fie de la consultantul care se va ocupa de tine. Dar și statura îți dictează să faci doar anumite alegeri, însă, la urma urmei, esențial e ca toate detaliile să se potrivească perfect și să creezi o combinație exact cum ai visat.